Salut, prieteni! Bine ați venit pe lecție de informatică. Sunt Iosif Botna și vă invit la un nou tutorial, episod, parte al mini-proiectului, să-l denumim Client X. Da? Am creat în tutorialul trecut baza de date și tabele aferente bazei de date și în acest episod aș dori să inserez valorile pentru aceste tabele, da? Adică se inserează înregistrări în cadrul acestor trei tabele pe care le-am creat, și anume clienți, articole, comenzi, clienți. Cum facem acest lucru? Voi utiliza în continuare T-SQL. Pentru aceea voi utiliza această comandă insert, după care into și după aceea denumirea tabelului în care doresc să inserez valori, și anume clienți, da? Și vedeți că și apare denumirea tabelului în această listă, doar dăm un click pe el, să fim siguri că selectăm tabelul corespunzător, după care paranteze scriu acest cuvânt cheie values, după care din nou paranteze rotunde și la sfârșit pun acest punct și virgulă. Aici, în aceste paranteze, după denumirea tabelului clienți, voi scrie coloanele în care doresc să inserez valori. Așa, și atunci, acestea sunt nume, și vedeți că și coloanele apar deja în acest tabel, prenume 2, și vârsta. Așa. Observați că nu folosesc coloana client ID. De ce? Pentru că în această coloană numerele vor fi generate automat de către SQL Server prin faptul că am utilizat acest identity. Deci nu este nevoie să inserez valori acolo, de aceea n-am folosit această coloană. Și acum aici voi scrie valorile pe care doresc să le inserez. Pentru aceea voi utiliza ghilimele simple și virgulă, da? Și atunci pentru nume am să scriu aici Botnar, așa, după care pentru prenume Iosif, virgulă. Și aici, pentru că nu am cel de-al doilea prenume, pot să las liber dacă doresc, pentru că nu sunt obligat să scriu ceva în această coloană, pentru că aici restricția este nul. Deci acceptă valori nule. Deci pot să las gol. Dar prefer să scriu nul, pentru că atunci când eu mă uit în tabel, știu foarte bine că acolo nu se află nimic. Și în felul acesta este mai organizat, mai curat. Și am să pun aici vârsta, 58. Bun, și selectăm. Totdeauna să selectați, clic pe execute. Da, un one row affected. Spune că un rând a fost afectat, adică aceste valori, noi putem traduce un pic diferit, aceste valori au fost inserate în acest tabel clienți. Mergem pe tabelul clienți, clic dreapta cu mouse-ul, după care mergem pe Select Top 1000 Rows. Și aici putem să vedem și să verificăm dacă aceste valori pe care noi doream să le inserăm au fost inserate în mod corect. Da, au fost inserate în mod corect, da? Și în felul acesta puteți să și vizualizați rezultatele a ceea ce faceți aici în T-SQL. Bun, și pentru că se va repeta următoarele comenzi, doar voi copia de aici următoarele din acest fișier pe care l-am pregătit anterior, așa, și pe care lipesc, da? Practic facem același lucru, da? Și acum selectez, inserez cum ar veni ceilalți clienți. Dar practic facem același lucru, da? După care execute. Și aici vedeți, pentru că am patru comenzi, de patru ori apare one row affected. Da? La fel, mergem din coace unde avem această comandă SQL, aici o selectăm,
fie mergem cu click dreapta și stăm aici execute, sau puteam da click aici pe acest buton execute și acum vedem toate valorile pe care le-am inserat apar aici în tabelul acesta clienți. Da? Și am terminat cu acest tabel, l-am construit și l-am umplut cu aceste valori. Da? Așa. Bun. Dar mai sunt încă două tabele pentru care trebuie să inserez valori, pentru care am să procedez la fel, în ideea să mergem mai repede. Dar haideți să facem, măcar pentru primul rând. Bun, haideți să scriem insert into. Și atunci avem tabelul articole, da? Și vedeți cum apare denumirea tabelului aici în listă. Îl selectăm, după care paranteze rotunde. Scriem cuvântul cheie values, din nou paranteze rotunde și punct și virgulă. Da? Aici vom scrie coloanele și începem de la descriere, da? Pentru că nu avem nevoie de această coloană articol ID, fiind cheie primară și avem identity, acest lucru înseamnă că se generează automat, da? Numerele unice, după care avem preț. Da? Aici e mult mai simplu, pentru că avem doar două coloane. Și acum aici vom scrie valorile. Pentru descriere este un șir, un text, deci avem aceste ghilimele simple și voi scrie, de exemplu, programare C++. Este o carte, să spunem o carte. Scriu și eu așa aleatorul ceva. Da? Este doar o demonstrație, este doar un exercițiu, este doar o lecție. Da? Și să punem un preț aici 30.78. Acest lucru înseamnă 30.78. Nu știu prețurile, sincer să fiu. Am pus un preț aleatoriu. Da? La fel, selectăm, click pe execute, da? Mergem și verificăm tabelul, click cu partea dreaptă, după care select top 1000 rows și aici este înregistrarea, aici sunt valorile pe care le-am inserat, deci ele apar aici în acest tabel articole. Bun, foarte bine. Haideți să copiem și celelalte. Să introducem mai multe valori, da? Să avem ceva mai multe valori. Le lipesc aici și atunci, pentru că nu mai vreau să reintroduc prima comandă, a fost introdusă inițial, da? Anterior, și atunci doar selectez aceste rânduri pe care le-am lipit anterior, așa, și după care click pe execute. Da? Și vedeți aici apare numărul de rânduri afectate în tabel. Mă duc și văd unde este tabelul acesta. Articolul este aici, îl selectez, click pe execute și se actualizează toate valorile. Practic, acestea sunt valorile pe care le-am inserat cu ajutorul acestor comenzi SQL aici, da? De această parte de aici. Bun, și ce a mai rămas? A mai rămas să introducem valorile pentru tabelul clienți comenzi sau comenzi clienți, da? Hai să fac prima. Putem și cu literă mică azăzut, dar haide să păstrez consecvența, să fiu consecvent, da? Și să am, îmi place să fie totul consecvent și curat. Și scriem aici comenzi clienți, așa, și paranteze, după care values, ok, și din nou paranteze rotunde, punct și virgulă. Da, deci aici scriem câmpurile care nu reprezintă cheia primară și nu reprezintă acest câmp, de aici comenzi clienți ID, pentru că ID-ul va fi generat automat, pentru că avem aici identity. Dar, în schimb, avem aceste client ID, articole ID, care în același timp sunt și chei secundare, pe care le putem scrie aici. Și atunci vom scrie client ID. Practic vor fi doar niște numere. Așa cum vă spuneam, acest tabel este un tabel intermediar care îl folosim pentru a genera acele să generăm acele chei străine și prin aceasta să creăm acele relații între tabelele client și articole, da?
Așa, și atunci, cum vă spun, numai niște cifre vor veni aici, care acest 1 înseamnă că clientul cu numărul de identificare 1 a cumpărat articolul cu numărul de identificare 1. Da? Acest lucru înseamnă aceste două cifre. Selectăm, clic pe execute, mergem și selectăm această comandă, select top 1000 rows și aici avem valorile înregistrate în acest tabel comenzi clienți. Bun, și am să fac la fel cum am făcut și cu celelalte tabele, comenzile care sau celelalte valori pe care doresc să le introduc în acest tabel, am să le copiez și să le pun pentru că vedeți că sunt destul de multe, practic nu are sens să le scriu de la tastatură, ar lua foarte mult timp, da? Bun, după care clic pe execute, așa, haideți să actualizăm atunci acest tabel. Comenzi clienți, așa, clic pe execute și vedeți că aici acum este acest tabel, este actualizat, da? Și vedeți că aici avem mai cifre, deci v-am explicat, de exemplu, aici este clientul cu numărul de identificare 2 a cumpărat articolul cu numărul de identificare 7 și pe baza acestui tabel vom putea crea acele relații pe care v-am explicat. După ce am terminat toate aceste comenzi, care vedeți sunt destul de multe până la urmă, nu este o muncă ușoară, întotdeauna vă recomand să salvați. Și acum nu trebuie să mergeți decât aici. Puteți merge aici, vedeți, pe Save All, da? Așa. Și verificați totul fișierul. Mergeți și deschideți fișierul. Vedeți dacă au fost salvate toate cele comenzi, da? Da? Și vedeți, se vede aici, au fost salvate. Deci, bine. Bun. Cam atât am avut de spus în acest episod. Acesta a fost scopul, să inserăm valori în aceste tabele. În tutorialul viitor, în episodul viitor acestui mini proiect Client X, practic voi crea acel raport, acel view, așa îi spune de fapt, prin care aici în Secure Server Management Studio am să-l fac, pentru că întotdeauna aici se face mai întâi, și prin aceasta am o idee cum să fac codul în Visual Studio sub limbajul de programare C#. Bine, vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecția informatică. O zi bună vă doresc! La revedere!